rândul multiplelor amenințări globale la adresa omenirii, ce au fost mereu invocate, s-au aflat adesea și unele aspecte demografice. Îmbătrânirea populației este pe cale să devină una dintre cele mai importante transformări sociale ale secolului 21, cu implicații asupra tuturor sectoarelor societății, inclusiv piața muncii și financiară. Cererea de bunuri și servicii, cum ar fi locuire, transport și protecție socială, precum și structuri familiale și legături intergeneraționale. Dacă în urmă cu câteva decenii pericolul demografic principal era considerat suprapopularea sau chiar ritmul prea rapid de creștere, astăzi factorul principal de risc este cel legat de structura populației, și anume procesul de îmbătrânire demografică. Îmbătrânirea demografică a populației reprezintă procesul de modificare a structurii populației pe vârste, în favoarea grupelor de vârstă înaintată ca tendință și de lungă durată, fiind și factorul principal de risc legat de structura populației. Putem spune că amenințarea globală asupra civilizației este pusă în pericol pentru că, din cauza îmbătrânirii, populația lumii nu mai poate evolua. Factorii determinanți ai procesului de îmbătrânire demografică sunt împărțiți în două categorii, și anume factori indirecți, precum cei de ordin social, economic, politic, cultural și medico-sanitar, și factori direcți, cum sunt scăderea natalității și a mortalității, influența fluxurilor migraționale și reducerea ratei de fertilitate. Sociologii și demografii definesc îmbătrânirea demografică ca fiind creșterea ponderii persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă, cum sunt tinerii și adulții, ca tendință fermă și de lungă durată. În rapoartele Organizației Națiunilor Unite privind populația lumii, îmbătrânirea populației reprezintă creșterea inevitabilă a ponderii persoanelor vârstnice, care rezultă din scăderea fertilității și creșterea speranței de viață, fenomene care caracterizează tranziția demografică actuală. Astfel, unul din 8 oameni din întreaga lume are vârsta de 60 de ani și peste. Ritmul de creștere al persoanelor în vârstă se accelerează, ponderea acestora constituind peste 12% în anul 2015, comparativ cu aproximativ 9% în anul 1990. Procesul de îmbătrânire demografică este cel mai avansat în Japonia, Europa și America de Nord, continente cu țări dezvoltate aflate în a doua fază a tranziției demografice, caracterizată prin mortalitate scăzută, fertilitate scăzută, urbanizare, migrație, populație îmbătrânită și economii avansate. Italia este una dintre țările cu populația cea mai îmbătrânită din Europa. Numărul mare de persoane vârstnice, familia extinsă formată din cel puțin 3 membri, comunitatea de chinezi din nordul Italiei și cursele aeriene frecvente dintre Italia și China au condus la explozia cazurilor de COVID-19 care au blocat sistemul medical italian în luna martie a anului 2020. Cu toții știm că noul coronavirus și-a ales ca ținte persoanele vârstnice, mai ales cei cu sănătatea vulnerabilă. La Adunarea Mondială a Sănătății din anul 2016, 194 de țări au adoptat strategia globală și planul de acțiune privind îmbătrânirea și sănătatea 2016-2030. Strategia propune viziunea și obiectivele pentru următorii 14 ani și un plan cu acțiune care trebuie realizate în acest interval pentru a dezvolta baza de informații și parteneriatele pentru ceea ce a fost numit Deceniul Îmbătrânirii Sănătoase 2021-2030. În acest scop, Organizația Mondială a Sănătății trebuie să coordoneze o decadă de acțiuni globale concentrate pentru a sprijini îmbătrânirea sănătoasă sub umbrela obiectivelor de dezvoltare durabilă, în colaborare cu statele membre și cu parteneri internaționali și naționali. Măsuri similare se regăsesc și în state dezvoltate din afara Europei, care se confruntă cu îmbătrânire demografică, cum este Singapore. Autoritatea pentru Reamenajare Urbană subliniază nevoia de cartiere proiectate pentru a susține mobilitatea seniorilor, pentru a-i încuraja să iasă în aer liber, să le crească oportunitățile pentru interacțiune și să le îmbunătățească astfel bunăstarea fizică, dar și mentală. Cele două direcții urmărite sunt proiectarea de cartiere prietenoase cu seniorii, care să includă aspecte precum siguranță, mersul pe jos, transport public inclusiv, spații antrenante și incluziune și mediu terapeutic. De asemenea, soluții special adaptate care pot asigura mobilitatea vârstnicilor către destinații pentru care transportul public nu este disponibil. Astfel de soluții implică de obicei și asistență personală. Cea mai importantă cauză a îmbătrânirii populației este scăderea natalității, dar și a fertilității. Acest fenomen se petrece mai ales în țările dezvoltate, avansate din punct de vedere tehnologic și informațional. În aceste țări, tinerii sunt tot mai preocupați de educație, formare profesională, carieră, petrecerea timpului liber și amână căsătoria sau maternitatea. Statistica oficială arată că vârsta medie la prima căsătorie a trecut de 30 de ani. Conform datelor
Organizației Națiunilor Unite. Pe termen lung, ponderea populației vârstnice va crește chiar și în regiunile unde natalitatea este superioară ratei de reproducere, care reprezintă nivelul peste care se realizează înlocuirea generațiilor, în timp ce ponderea tinerilor în populația totală scade, beneficiind de progresele științei medicale și a sistemelor de sănătate publică și privată, crește ponderea persoanelor vârstnice. Îmbătrânirea demografică este determinată și de amplificarea migrației forței de muncă, adică populația activă economic, supusă riscului fertilității, fapt care conduce la reducerea efectivelor populației tinere și adulte, în favoarea efectivului populației vârstnice. În cazul României, îmbătrânirea demografică este explicată mai degrabă de scăderea natalității și migrarea unui contingent semnificativ de populație tânără și adultă, decât de prelungirea vieții persoanelor vârstnice. Populația rezidentă a României a fost în 1 ianuarie 2021 de peste 19 milioane de persoane, în scădere cu mai mult de 142.000 de persoane față de 1 ianuarie 2020, cauza principală a acestei scăderi fiind sporul natural negativ, iar al doilea motiv îl constituie fenomenul de emigrare. Populația urbană, precum și cea de sex feminin, sunt majoritare, iar fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze. Raportul de dependență demografică a crescut de la 53 la 53,6 persoane tinere și vârstnice la 100 de persoane adulte. Soldul migrației internaționale temporare de lungă durată a fost negativ. În 1 ianuarie 2021, populația rezidentă din mediul urban a fost de peste 10 milioane de persoane, în scădere cu 1,6% față de aceeași dată a anului precedent. Populația feminină în 1 ianuarie 2021 a fost de aproximativ 9 milioane de persoane, în scădere cu 0,7% față de aceeași dată a anului trecut. În plan teritorial, regiunile cu cei mai numeroși vârstnici raportat la totalul populației rezidente sunt în sud-vestul Olteniei, în sudul și sud-estul Munteniei, urmate de centru și de vest, apoi de nord-est și nord-vest, cea mai tânără fiind regiunea București-Ilfov. În regiunea de nord-est, județul Iași este cel mai tânăr din punct de vedere demografic, în timp ce județul Neamț este cel mai îmbătrânit. România se află în top 5 state membre ale Uniunii Europene, alături de Slovacia, Polonia, Letonia și Slovenia, care vor cunoaște cel mai rapid ritm de îmbătrânire a populației în următoarele decenii. Mediana vârstei populației va ajunge la 46 de ani în 2030 și 52 de ani în anul 2060, de la 39 de ani în 2011, potrivit raportului Implicațiile economice ale procesului de îmbătrânire a populației în România. Îmbătrânirea demografică implică o serie de consecințe socioeconomice care trimit la sustenabilitatea financiară a sistemelor publice și private de pensii, la creșterea cheltuielilor cu asistența medicală și cu asistența socială a persoanelor vârstnice. Îmbătrânirea populației, inclusiv a populației active economic, corelată cu nevoia de forță de muncă, va impune o discuție despre modul în care se pot aduce în câmpul muncii acele resurse umane, formate din persoanele vârstnice care dispun de capacitatea fizică și psihică necesară desfășurării unor activități economice. În spațiul public românesc s-au purtat deja discuții despre majorarea vârstei de pensionare. Recent s-a creat și cadrul legal pentru ca persoanele în vârstă de pensionare să pot opta pentru continuarea activității profesionale. Aproximativ o treime din forța de muncă din România se regăsește în agricultură, față de doar 3,4% în zona euro. Sectorul serviciilor reprezintă 42% din forța de muncă ocupată în România, comparativ cu 72% în zona euro. Dacă în anul 1990 existau 0,4 pensionari la fiecare salariat, raportul s-a inversat din 1998, iar în prezent, la fiecare salariat sunt 1,2 pensionari, urmând ca la orizontul anului 2060, la fiecare salariat să fie 1,5 pensionari. Performanța slabă a României în domeniul serviciilor comercializabile, cum este turismul, lasă loc suficient pentru o îmbunătățire a deficitului de cont curent. În 2012, România a avut un sold negativ al serviciilor de turism în balanța de plăți de 300 de milioane de euro, în timp ce Bulgaria a avut intrări nete de 1,9 miliarde de euro. România continuă să fie o țară de emigrare, fenomenul acesta constituind cea de-a doua cauză principală a reducerii populației. Soldul migrației internaționale în anul 2020 a fost negativ, numărul emigranților depășind numărul imigranților cu aproape 29.000 de persoane. În cursul anului 2020, bărbații au emigrat într-o proporție mai mare decât femeile și în rândul imigranților, bărbații au fost majoritari, arată datele Institutului Național de Statistică. Activitatea fizică este importantă pentru asigurarea îmbătrânirii active și sănătoase și pentru îmbunătățirea abilităților cognitive care pot ajuta la stimularea sentimentelor de securitate.
competență și control. Pentru a atenua presiunea asupra unităților medicale, inclusiv spitale, autoritățile locale trebuie să investească mai mult în furnizarea de îngrijiri la domiciliu, facilitând formarea rețelelor informale de sprijin în jurul persoanelor în vârstă. De asemenea, un accent mai mare pe prevenire și sensibilizare este necesar în rândul generațiilor mai tinere.